Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, sunt Zidana Uzac. Eu astăzi am făcut dovleci pe iarnă la marinat. Ia uitați-vă cât de frumos îi arată, cu morcov, usturoi, perfect, sunt foarte, foarte gustoși. Sunt marinați, au o marinadă nemaipomenit de gustoasă, mai ales iarna, când noi avem sărbătorile de iarnă sau chiar la Paște, dar toată iarna. Deci îi combini cu cărniță, cu peștișor, pur și simplu cu un piureu, mai ales pentru persoanele care țin post. Deci, absolut fenomenale, absolut extraordinare de gustoase și arată nemaipomenit de bine. Am toată rețeta, pas cu pas, dar mai întâi mă scrii din ce țară mă vizionezi și din ce oraș și îmi lasă un comentariu. Dacă tu știi o rețetă de dovleci marinați sau pe dovleci un borcanel pentru toată iarna, ne spui și nouă o rețetă. Este primit cu mare drag ca să ne învățăm și noi o rețetă bună făcută de tine. Vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, hai mai departe, pas cu pas, cum am făcut această minunată, dar foarte ușoară rețetă. Deci, dragii mei prieteni, vă salut încă o dată, eu am revenit la rețeta mea dată. Mie îmi trebuie pentru această minunată rețetă, așa, mie îmi trebuie dovlecei, la noi se numesc bostăniei, morcovi, așa, i-am spălat pe toți în apă rece, am tăiat, usturoi, pătrunjel, țelină, marar uscat, așa, ceapă, așa, sare și zahăr și oțet, dar cu sarea vin la sfârșit. Mai întâi am luat dovlecei, i-am tăiat, i-am curățit și i-am tăiat așa, în felul următor, nici mari, nici mărunți. Așa, ca ei să încapă în borcanelul meu, da? Așa, în acest mod, la mine sunt mari, dar eu îi tai în două. Așa, ia uitați-vă, da? Așa, sau dacă vreți, tăieți-i în jumate, ca să vă capă în borcanel. Filioare, bostănie la mine, tinerei. Așa, cum fac eu? Mai întâi eu pun un cățel de usturoi la fundul borcanelului. I-am tăiat filioare. Așa. O filioare de ceapă, fiindcă ceapa și usturoiul îi dă un gust bun, un gust gustos. Așa, frunze de țelină, pătrunjel, așa, mararaș, numai nu mult, în cazul meu este marar uscat pentru murături. Și eu vin cu rețeta mea. Așa, adaug dovlecei. Așa, printre ei adaug morcoviorul. Împul borcanelul meu absolut cu tot. Așa, iară din nou morcov. Ca să aranjezi în borcan foarte bine. Așa. Cu atenție, tixesc în borcanel ca să încapă cât mai mult. Așa, dacă nu aici rămâne loc, așa, eu pot să tai în felul următor. Așa, ia uitați-vă, da? Între ele mai pun câte o frunzuță de țelină, așa ca să șadă frumos, așa, pătrunjel, așa, un cățel de usturoi, ia uitați-vă cât de bine deja arată, da? Așa, și pot să mai adaug mărăraș și o dau deoparte. Așa fac toate borcanelele mele. Eu am să fac undeva vreo 7-8 borcane. Așa, dacă tu dorești, eu am aici rădăcină de țelină și rădăcină de pătrunjel. Da? Deci eu am cules absolut toate legumele din grădina mea. Dacă tu dorești, în felul următor, și adaugi câte o rădăcină de
pătrunjel sau de țălină, dar mărunțică, da? Adică să nu fie mașcată. Așa. Așa fac absolut cu toate legumele mele, le pun la borcan și apoi vin cu etapa următoare. Așa, după ce am umplut toate borcanele, eu adaug câte filioare de ardeal gras în toate borcanele, pentru gust, ca să dea așa un gust mai interesant. Așa, fără semințe, scoatem semințele. Așa. La fel în toate borcanelele mele. Așa, după ce am umplut eu toate borcanele, le adaug oțet. Numai decât oțet, fiindcă fără oțet ele nu păstrează. La mine este din 9% oțetul, da? Câte 50 de miligrame de oțet. Chiar peste ele pun în toate. Așa, la mine este de 100 jumate de păhărel, păhăruț. Așa. Fără oțet, deci au posibilitatea să nu se păstreze. Oțetul le lasă crocante, le lasă gustoase. Așa, puțin aici. Jumate. Și jumate. Și atât. Așa, la toate borcanele, la mine borcanelul este de 750 de miligrame de oțet. Dacă borcanelul este de un litru, înseamnă că pui 70 de miligrame de oțet. Așa, peste oțet adaug o linguriță, în cazul meu este linguriță de ceai plină de sare. La toate. Numai nu mult ca să nu fie sărat. O linguriță așa, ras. Credeți-mă că aceasta este o rețetă foarte gustoasă. Se păstrează foarte bine și are un gust perfect. Peste sare, câte două linguriți, la fel cu aceeași linguriță, de zahăr. La toate. După ce am pus și zahărul, adaug bobițe de piper negru, undeva să fie cam 7-8 bobiți la fiecare borcanel. Așa. Că piper negru îi lasă un gust deosebit. Așa. Și adaug și piper negru umflat. La noi se numește umflat, așa, piper negru. Câte două, nu mai mult, două, trei. Adaug și frunze de dafină, numai decât. Așa. Câte o bucată, fiindcă borcanelul este micuț și să nu fie amarul. Câte o bucățică. Așa am toate. Așa. Și ce fac eu în etapa următoare?
Așa, după ce am terminat absolut tot, eu am o cratiță foarte mare, eu pun un prosop, peste el torn apă, ca să le sterilizez. Torn puțin apă și adaug borcanelele mele. Umplu borcanele cu apă curată. Lăsăm puțin loc, așa ca de un deget. Ca el se poate steriliza bine. Mai turnăm apă și în cratița noastră. Turnăm apă și în cratiță, așa undeva ca să fie apa până la borcanele. Astupăm orice borcanel cu capacul, așa, ca el se sterilizeze foarte bine. O oră, i-am să-i las o oră ca el se sterilizeze, așa crude cum sunt ele. Așa. Deci eu las, așa, ia uitați-vă cum e apa, da? Până aici. Eu las o oră ca sterilizeze la foc încet foarte bine. Așa, o oră. După o oră eu revin și vă arăt ce fac mai departe. Așa, după o oră de sterilizat, borcanele mele sunt gata și eu deja pot să le închid cu capacul. Ia uitați-vă cât de bine ele arată, s-au sterilizat nu mai mult de o oră ca să nu rămână moi, deci nu trebuie să rămâi crocante. Deci am sterilizat cu capacul deschis și apoi închid capacul. Așa, deci eu închid borcanele mele foarte bine. Așa. Și atât, îl pun sub o plapumă sau sub o plapumă ca să păstreze călduț măcar 20 de ore. Apoi le pun în tindă. Așa, uitați-vă și frumusețea s-a primit. Perfect. Deci eu vă doresc o zi bună, dacă v-a plăcut rețeta mea, cu mare drag o faceți, încercați. Îmi scrieți din ce țară mă vizionați, din ce oraș. Vă doresc mult, mult sănătate cu voi, prietena voastră, Zidana.